Oprirea alimentării cu apă potabilă este generată de modificarea unor rețele de apă în zona unde se modernizează intersecția de la strada Uzinei cu bulevardul Dacia. Noaptea de joi spre vineri, 2-3 august, începând cu orele 23, va fi oprită apa pe segmentul Lidl spre cartierul Colibaș, deci nu în orașul Mioveni, ci ce ține de la intersecția strada Uzinei spre cartierul Colibaș, deci vor fi afectate restaurantele din zona de pe partea dreaptă de la acea intersecție, din intersecția străzii Uzinei, și penitenciarul Colibaș și cartierul Colibaș. O altă sistare a apei potabile va fi în intervalul 7-8 august, orele 23-23:30, însă de această dată va fi afectat întreg orașul.